singur făcea școală. Cam la ce distanță se află pista de locul acest loc? Aeroportul? Da, aerodromului, ca să ne dăm seama dacă... Chiar aici. Asta este la... Probabil că a încercat să ajungă cu avionul... Probabil, el a vrut să nu, să evite casele, să nu cadă pe case ceva, dacă o fi putut să evite, că dacă a putut să evite treaba aia, ar fi putut să-l și scoată din necazul ăla. Deci dumneavoastră spuneți că în aer avionul era întreg și motorul funcționa, el chiar încerca să-l accelereze. Părerea mea că chiar motorul mergea, în mod sigur, și cred că el a căutat să-l mai redreseze, dar eu știu, nu știu... cum se mai numește câteodată, portanța, nu mai a avut portanță la aripi și el a intrat într-un picaj în care n-a putut să mai iasă. Și mai mult spre aripa dreaptă, se rotea către aripa dreaptă. Deci în dreapta se rotea și era cu aripa mai mult în jos. Dar ați mai văzut vreodată avioane, ca să ne dăm seama, poate totuși era un exercițiu, deci practic n-ați mai văzut niciodată așa ceva, doar acum ați văzut acest avion realizând aceste... A părut un pic mai deosebit și parcă nu aș vrea și nici n-aș fi dorit așa ceva să se întâmple. Dar după felul cum l-am văzut și cum cobora, zic că ăsta cade. Eram sigur, pentru că fiind aici localnic, am mai văzut când eram copil. Multe avioane a căzut pe aici, pe timpul războiului, alea prin 47, prin...